Noi, ca organizație feministă, foarte mult ne dorim să contribuim la dezvoltarea și creșterea mișcării feministe în Republica Moldova. Programul de voluntari pentru noi este unul foarte important, este foarte de suflet, dar și este strategic, pentru că noi credem cu tărie, lucrând cu fetele, cu voluntarele noastre, noi putem să ajungem la această performanță și să, într-adevăr, să dezvoltăm mișcarea feministă în Moldova. Scopul atelierului de astăzi a fost ca participantele noastre să se cunoască prin intermediul operelor de artă, să-și exprime emoțiile, trăirile, atât din trecut, prezent, cât și din viitor și să-și seteze un set de obiective care le-ar ajuta să treacă peste barierele care le-au probabil în prezent și de a ajunge într-un final la o stare de bine. Мы беженцы с Украины, мы сами с Херсона, живем почти уже 2 года в Молдове. И я очень люблю ходить здесь на различные мастер-классы. Почему мне это нравится? Почему мне интересно? Потому что я сама занимаюсь художеством. Я с детства рисую, я занимаюсь нейрографикой, и я очень много изучала все эти полотна мастеров, и поэтому для меня это все близко и дорого. Я, честно говоря, не ожидала, что Олеся поведет так мастер-класс. Я не ожидала. Но я настолько в восторге, что она придумала вот такой ход, такая глубина, так все это было интересно, в себя заглянуть и вместе с тем посмотреть, как другие художники рисуют. Но я просто в восторге. Очень хорошая у нас была группа женщин, прекрасные все люди. Вдохновленные, чувствительные. И поэтому я очень благодарна всем организаторам, кто организовывал для нас и для местных жителей, и для нас, и для беженцев вот такие подобные мастер-классы, встречи. Спасибо вам огромное. Avem partea educațională în care noi facem instruiri fetelor despre tot ce ține de feminism, drepturile femeilor, hărțuire, formele de violență, prevenirea acestor forme, dar și alte instruiri care sunt foarte necesare, foarte țintit pe nevoile lor. A doua componentă este componenta de voluntariat. Fetele la noi fac content educațional pentru social media, content educațional pentru tineri și tinere. De ce? Pentru că este important prin ochii lor să transmitem informații mai departe și astfel noi multiplicăm și facem awareness mai mare. Și a treia componentă este partea lor când ele merg în comunitățile lor, mici sau mari, în dependență, școala lor, universitatea lor, satul natal sau orașul natal, sau chiar o gradă, sau prietenile, colegile, să vorbească despre aceste subiecte sau să împărtășească experiența sau expertiza lor pentru a face viața fetelor și femeilor mai bună. Pentru că sunt din domeniu, dat acum activistă în feminism, aflu toate chestiile oribile care se întâmplă la noi în Chișinău și în Moldova în general și mă face să mă sensibilizez mai mult și să sensibilizez alți oameni pentru că mă face mai deschisă să vorbesc despre problemele pe care le avem și să-i fac pe oameni să conștientizeze cât de aspre sunt problemele la noi.